Bun găsit, dragi prieteni! Încercăm întotdeauna să găsim tratamente din acestea de la farmacie. E adevărat că pentru afecțiunile serioase și pentru bolile serioase, pentru boli în general, se recomandă tratament efectiv după ce mergem la medic, ne facem analize și așa mai departe. Dar pentru a ne întări sistemul imunitar, că se tot dorește lucrul ăsta, pentru a ne păstra starea de bine, pentru a ne păstra până la urmă starea de sănătate, putem apela și la produsele stupului, spre exemplu, dacă nu suntem alergici. Iar mierea este un produs delicios și care în cantități moderate, însemnând o linguriță dimineața pe stomacul gol sau chiar în cazul adulților o lingură pe stomacul gol, dacă nu o completăm cu vreo 2-3 prăjituri pe parcursul zilei, o lingură este foarte sănătoasă. Ea funcționează ca un medicament, este foarte bună și pentru starea de energie, pentru echilibru, pentru tonus, pentru în general starea de bine pe parcursul întregii zile. Eu menționez că iau și tinctură de propolis în fiecare dimineață, asta pentru că nu sunt alergică și pentru că nu am alte, să spunem, probleme de sănătate și pot să iau tinctură de propolis amestecată în puțină apă pe stomacul gol. Este vorba despre câteva picături pe care mi le-a recomandat un medic homeopat și mă ține până la urmă departe de viroze, având în vedere că cei mici merg la școală și de acolo iau tot felul de viroze respiratorii și enterocolite. Eu de foarte puține ori am luat de la ei și atunci când s-a întâmplat am făcut o formă ușoară. Așadar, dacă nu suferiți de vreo boală serioasă, puteți să vă întăriți sistemul imunitar și cu produsele stupului și vă recomand să încercați să vă întrebați medicul dacă ar fi bine să luați tinctură de propolis și de asemenea dacă este sănătos să întrebați, eu nu sunt un medic, dar să întrebați dacă este bine să luați o linguriță de miere pe stomacul gol. Da, sunt poate lucruri pe care le-ați mai auzit, pe care le-ați mai citit, dar care le-ați lăsat deoparte gândindu-vă că, domnule, nu sunt atât de eficiente. Ba, din potrivă, vă spun din proprie experiență, sunt foarte eficiente și de ce vorbesc acum, mai ales în această perioadă, e plin de viroze peste tot și este momentul în care trebuie să avem grijă mai multă de noi. Și astea, la acestea toate, sigur, se adaugă și o alimentație sănătoasă și în primul rând odihnă. Mi se întâmplă cel mai des să răcesc atunci când nu reușesc să mă odihnesc suficient pe timpul nopții. Știm cu toții de câte ore avem nevoie de somn, în general ni se recomandă 8 ore de somn, e adevărat că unii dintre noi ne simțim fresh și după 7 ore de somn în medie, dar nu sub 7 ore, din ce am citit, medicii nu recomandă în medie mai puțin de 7 ore de somn pe timpul nopții pentru a funcționa pe parcursul zilei bine. Dragii mei, ne revedem mâine dimineață, numai bine!